Saizu vă prezintă știrile Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor, iată care sunt principalele știri de astăzi. Un absolvent de teologie a fost reținut și este acuzat că a agresat sexual două femei. Nu ar fi la prima faptă de acest fel. Mihaela Galani, un cunoscut designer de pantofi din Constanța, a murit din cauze încă necunoscute. Tânăra a fost găsită inconștientă în mașina ei. Record de îmbolnăviri în România, 4.000 de cazuri în doar 24 de ore, iar numărul celor care au tulpina Omicron este în creștere. Un absolvent de teologie a fost arestat preventiv și este acuzat că a agresat sexual două femei. Tânărul care poza pe rețelele sociale în iubit devotat și fiu credincios al bisericii nu se sfia să-și potolească impulsurile sexuale pe stradă cu forța. Ziua în amiaza mare le-a atins pe cele două femei în zona intimă, după care a fugit. Acum și-a recunoscut faptele în fața anchetatorilor. De ce ați păcătuit? De ce ați încălcat cuvântul Domnului? Cum comentați acuzațiile? Tânărul de 25 de ani, originar din Focșan, dar stabilit în București, este acuzat de agresiune sexuală. Până acum, două femei au depus plângere. Ambele au fost agresate chiar pe stradă, în sectorul 4 al capitalei. Cercetările s-au declanșat în luna noiembrie, pe data de 17, când o femeie a reclamat faptul că un bărbat necunoscut ar fi atins-o în zona intimă și după care ar fi fugit. Un caz similar a fost înregistrat și ieri, unde o femeie a sunat pe 112 și a reclamat faptul că, prin același mod de operare, un bărbat ar fi atins-o în zona intimă, după care ar fi fugit. Ultimul atac a fost comis într-o zonă unde existau camere de supraveghere. Imaginile surprinse de acestea și descrierile martorilor i-au dus pe polițiști la tânărul de 25 de ani. Acesta este logodit, iar pe rețelele de socializare poza în iubitul perfect. Mesajele de dragoste către logonica sa curgeau. Tânărul cântă și într-un cor bisericesc, iar la informații apare că a terminat atât un seminar, cât și Facultatea de Teologie din București. Nu pot la ora asta, pentru că secretariatul la mine s-a închis la ora 12. Eu n-am de unde să dau, trebuie să ducă cineva în arhivă să caute numele. Dacă, da, noi suntem în sărbători de Boboteaza, acum cu pregătiri, cu... De unde să vă livrez eu date despre așa ceva? Un raport publicat de către Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene arată că majoritatea femeilor trăiesc cu frica hărțuirii și agresiunilor sexuale. În România nu există statistici reale privind aceste infracțiuni, iar cele mai multe cazuri de agresiune sexuală rămân neraportate. Motivul pentru care există mai puține raportări decât cazuri, de fapt, are de-a face cu blamarea victimelor pe de-o parte. Există un stigmat foarte mare pus pe umerii victimelor în cazurile de violență de orice fel, iar hărțuirea sexuală este o formă de violență. Temerile pe care le au înainte să meargă la poliție nu sunt puține. Faptul că ar putea fi judecate pentru ce li s-a întâmplat, faptul că li s-ar putea găsi tot felul de scuze agresorilor, cu ce ai fost îmbrăcată când ți s-a întâmplat chestia asta, dar nu cumva și tu ai făcut ceva, poate aveai fusta prea scurtă, poate și tu la rândul tău ai făcut ceva ca să provoci fapta respectivă. Nu uitați că cei vinovați sunt întotdeauna agresori, iar legea este de partea victimelor. 80% dintre femeile care au răspuns la un studiu realizat de Centrul Filia au spus că se simt deranjate de orice formă de hărțuire sexuală, de la fluierături până la atingeri. Două copile de 14 și 15 ani ar fi fost abuzate sexual chiar de asistentul maternal. Cel care ar fi trebuit să le ofere grijă și protecție le-a batjocorit. Deși faptele au avut loc în iulie, poliția a făcut doar cercetări, iar angajatul protecției copilului acuzat de orori este în continuare în libertate. Cu detalii vine colega mea Ana Maria Maxim. Ana, bună seara! Ce se știe deocamdată în acest caz? Bună seara! Calvarul a început după ce bărbatul, plătit din bani publici să aibă grijă de copiii abandonați, le-a luat în plasament pe cele două fete și le-ar fi violat. Trauma a fost cu atât mai mare pentru una dintre ele, cu cât ar fi rămas gravidă, iar bărbatul ar fi forțat-o să facă avort. Faptele s-ar fi întâmplat în iulie anul trecut. DGASPC Sector 4 știa de situație de atunci, la fel și cei de la poliție, dar poate că toate aceste orori ar fi rămas îngropate, ar fi fost uitate dacă președintele Consiliului Tinerilor Instituționalizați nu ar fi ieșit ieri să facă apel pe Facebook la autorități să vină cu precizări în acest caz. Abia după aceea, atât cei de la Protecția Copilului, cât și cei de la Poliție au venit cu anumite explicații. Cei de la Protecția Copilului spun că imediat după ce au aflat de acuzații, le-au ridicat pe fete din familia
asistentului maternal și l-au dus într-un centru de plasament, în timp ce angajatul lor a fost suspendat din funcție până la finalizarea cercetărilor. Cercetări care, iată, bat pasul pe loc. Potrivit Poliției Capitale, din iulie și până acum au fost ridicate probe și dispuse expertize. Doar atât. Asta deși acuzațiile sunt foarte grave: viol, agresiune și corupere sexuală a minorilor. Și este cu atât mai trist cu cât vorbim despre niște copii care nu au părinți care să-i protejeze, care să le poarte grija și care să lupte pentru ei, iar acest lucru ar trebui să fie făcut de stat. Ana, îți mulțumim foarte mult. Prim-ministrul Nicolae Ciucă a convocat la guvern reprezentanții marilor companii din domeniul energiei. Nu vom avea probleme iarna aceasta cu furnizarea electricității și nici în privința furnizării de gaze, susțin oficialii. Ce se întâmplă însă cu prețurile? Vă spunem în câteva minute. Mihaela Galani, un cunoscut designer de pantofi din Constanța, a murit din cauze încă necunoscute. Tânăra a fost găsită inconștientă în mașina ei. Moartea Mihaelei Galani, la doar 33 de ani, a șocat pe cunoscuții acesteia. Tânăra antreprenoare a fost găsită fără suflare în mașina sa și dusă de urgență la spital, dar nu a mai putut fi salvată. Medicii de la spitalul județean s-au chinuit mai bine de o oră să o scoată din stop cardiorespirator, însă eforturile lor s-au dovedit zadarnice. Dumnezeu să ierte! Am rămas astăzi dimineață, mi-a spus soțul că a venit de la serviciu și îmi pare rău atât. O știu pe Luminița și mă doare sufletul. Știu că au trecut prin mari dureri. Și-a suferit foarte mult Luminița. Este o atmosferă sumbră aici la magazinul brandului de pantofi, patronat de Mihaela Galani. Oamenii vin încă de ieri și depun candele, coroane de flori și aprind lumânări. Atmosfera este tristă. Vestea morții tinerei fete a șocat comunitatea locală. Mihaela deținea un brand de încălțăminte cunoscut pentru pantofii croiți manual. Era studentă la Universitatea Ovidius și le-a spus apropiaților în ultimele zile că se simte rău. Tânăra a avut un frate geamăn care a murit acum 10 ani. Moartea Mihaelei Galani, la doar 33 de ani, a șocat pe cunoscuți, chiar dacă se știa că are probleme grave de sănătate din cauza cărora făcea și dializă. Nu pot să spun Dumnezeu să te ierte pentru că nu ar avea pentru ce. Pot să spun doar drum lin printre îngeri și alături de fratele tău, este mesajul unei persoane din anturajul Mihaelei Galani. A murit Mihaela Galani, o tânără afacerisă din Constanța. Durere fără margini pentru întreaga familie. Zguduitor ce s-a întâmplat și cu fratele ei geamăn. Am inima împietrită, a spus Cerebel. Trupul nesuflețit al Mihaelei a fost depus la casa mortoară, iar mâine va fi înmormântată începând cu ora 10:30 la Arhiepiscopia Tomisului. Aproape 4.000 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au anunțat autoritățile în ultimele 24 de ore, dublu față de ziua precedentă, semn că valul 5 debutează în forță în țara noastră. Doar la Iași, 7 persoane au fost confirmate cu tulpina Omicron, iar alte 40 de probe au fost trimise către laborator pentru confirmare. Previziunile medicilor sunt sumbre. Numai puțin de 7 pacienți internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași au fost confirmați în ultimele zile cu tulpina Omicron. Cei mai mulți dintre ei au contractat virusul din Marea Britanie sau Italia, înainte de a se întoarce în țară de sărbători. Până în momentul de față, pacienții au prezentat simptomatologie diversificată, așa cum ne-au obișnuit până acum acest virus. Dar, într-adevăr, a predominat în termeni profani durerea în gât, febra și, sigur, un simptom mai atipic, să spunem așa, curgerea nasului. Am ridicat suspiciunea la încă 40 de pacienți posibil infectați cu tulpina Omicron. Creșterea bruscă a numărului de infectări a făcut ca în centrele de vaccinare să se formeze din nou cozi. S-a auzit de tulpina Omicron? Da, cum? E mai ușoară, dar da, este. Asta e beleaua. Asta e necaz. Și vreți să faceți și doza a treia, nu? Când o să fie? În vară, când o fi atunci, vreau să fac și pe a treia, normal. Noi am adus pe cosătenii mei la vaccin. Credeți că e mai sigur acum, de când a apărut și Omicron? Cred că da. Eu știu, m-am vaccinat preventiv. Au venit, într-adevăr, mai multe persoane, probabil datorită tulpinei Omicron, dar și datorită sărbătorilor care au trecut și a fost o pauză. Dar au ajuns cam în jur de 100 de persoane pe zi.
Timișul este printre județele în care se realizează cele mai multe testări. În ultimele 24 de ore în județul Timiș s-au făcut peste 4.000 de teste de COVID-19. Majoritatea sunt de tipul real-time PCR. De altfel, Timișul are cele mai multe laboratoare din țară unde se fac asemenea teste. Acest lucru a dus la identificarea peste 130 de persoane infectate cu SARS-CoV-2. În județul Timiș a fost depășit pragul de 1.000.000 de teste pentru determinarea infecției cu virusul SARS-CoV-2. Dintre acestea, un procent de 77,2% îl constituie testele real-time PCR. Județul Timiș este recunoscut ca având cea mai extinsă testare raportat la populație. Specialiștii spun că testarea masivă este unul dintre atuurile luptei împotriva COVID-19. Doar identificând la timp persoanele infectate se poate trece la izolarea lor și opri răspândirii bolii. Vedem că se testează 1.000.000 de cazuri doar în Statele Unite într-o singură zi. Așa ceva era de neimaginat în valurile precedente. Doar cu ajutorul unui sistem important de testare. Însă e o problemă. Omicron se mișcă atât de repede și infectează atât de multă lume, încât până și țări ca Marea Britanie li s-a saturat capacitatea de testare. Specialiștii mai spun că valul 5 a debutat în forță în țara noastră, iar ce urmează ar trebui să ne îngrijoreze. Numărul mic de persoane vaccinate se va transforma într-un număr mare de pacienți în spitale. E posibil să depășim 4.500 de cazuri chiar până la sfârșitul săptămânii acesteia, iar săptămâna viitoare deja să vedem 10.000 de cazuri pe zi. Avem vârful prognozat pentru mijlocul lunii februarie, deci ne putem aștepta la 20.000 de internări zilnic ca număr de maxim până la tot așa la începutul lunii februarie. În ultimele 24 de ore, autoritățile au anunțat alte aproape 4.000 de infectări cu COVID-19, dublu față de ziua precedentă. Premierul Nicolae Ciucă s-a întâlnit deja cu miniștrii, dar și cu șeful DSU pentru a lua o nouă serie de măsuri în contextul noului val al pandemiei. Printre variantele luate în calcul se numără obligativitatea purtării măștilor FFP2. Record absolut de infectări cu COVID-19 în Statele Unite. În ultimele 24 de ore, peste 1.000.000 de oameni au fost diagnosticați drept purtători ai coronavirusului. Situația epidemiologică se deteriorează rapid și în Europa. Spania a raportat peste 370.000 de îmbolnăviri într-o singură zi. Statele Unite se confruntă cu o situație dramatică după ce mai bine de 1.000.000 de oameni au fost depistați cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. Varianta Omicron este deja dominantă în această țară. Mutația este responsabilă pentru aproape 60% din îmbolnăviri. Spitalele au devenit supraaglomerate, iar secțiile de terapie intensivă sunt și ele aproape de capacitatea maximă. Disperați, medicii se tem că în cel mai scurt timp nu vor mai exista suficiente paturi disponibile pentru pacienții aflați în stare gravă. Ventilators, long wait times in our emergency department. They're sicker. They're younger. A lot of them don't have any pre-existing conditions. And it's scary. We have so many patients in the ICU right now that we are all pulling extra shifts and coming in extra days to work. Europa se confruntă și ea cu creșterea accelerată a numărului de infectări. Autoritățile din Spania au raportat un record absolut de noi cazuri zilnice. 372.000 de cazuri noi este un record absolut de la începutul pandemiei. Sunt multe comunități unde asistența primară este absolut depășită, cum este în Madrid, unde sunt cozi imense făcute de persoane care vin să vadă ce se întâmplă cu ele. Vestea bună este că nivelul de ocupare al paturilor de la urgență este încă scăzut, sub 20% dintre acestea sunt ocupate. În acest context, guvernul maghiar ia o decizie fără precedent. Profesorii nevaccinați intră obligatoriu în concediu fără plată. Măsura se aplică tuturor cadrelor didactice din școlile de stat care nu s-au imunizat până pe 30 decembrie 2021. În cazul școlilor private, decizia rămâne la latitudinea conducerii instituțiilor școlare. Guvernul dă asigurări că nu vor fi probleme cu furnizarea gazelor și electricității în această iarnă. După o întâlnire convocată de prim-ministru Nicolae Ciucă cu responsabili din domeniul energiei și mai mulți miniștri, guvernanții spun că există resurse suficiente. Totuși, nu se poate garanta o stopare a creșterii prețului la gaze și energie electrică. Facturile la energie electrică și gaze cresc din ce în ce mai mult. La energie electrică au fost cumpiri între 50 și 90% la furnizor. Asta îi afectează pe consumatorii care au rămas în piața reglementată. Aproape 4 milioane de români se află în această situație. Pentru populație, categoriile care au mare nevoie ar trebui ajutate semnificativ, pentru că prețurile au crescut foarte, foarte mult. Iar pentru IMM-uri și IMM-urile și populația cred că pot fi ajutate inclusiv prin acordarea unor vouchere ce ar putea fi utilizate la scăderea
consumului. Doar că nici această soluție nu a fost încă aprobată, iar responsabilii au fost convocați la guvern. În această dimineață, premierul i-a convocat în ședință la Palatul Victoria pe ministrii energiei și economiei, dar și pe reprezentanții companiilor Romgaz și Transgaz. Timp de 2 ore, aceștia au încercat să găsească soluții în ceea ce privește explozia prețurilor la energia electrică și gaze, dar și dacă rezervele de energie pentru lunile de iarnă sunt suficiente. După discuții, concluziile au fost simple. România are stocurile necesare pentru furnizarea gazelor și energiei. De 5 ani vorbim, trebuie să avem producție deja acum când vorbim în Marea Neagră și trebuie să avem mult mai mult gaz decât consumăm. Fiecare zi care trece pentru mine este o zi irosită, este o oportunitate pierdută, iar cei care suferă cel mai mult sunt cetățenii. Gândiți-vă că anul acesta ar fi trebuit să beneficiem numai de cantități suplimentare de gaz, adică să producem mai mult decât consumăm, existând premize ca prețurile, evident, să fie mult mai bune decât acum. În unele localități din țară, prețul prea mare la încălzire a dus la închiderea școlilor. Pentru consumatorii mari, o soluție ar fi ca aceștia să-și producă singur energia pe care o consumă, prin așa numitele soluții off-grid. Au petrecut sărbătorile acasă, iar acum se întorc în țările care i-au adoptat. Este povestea sutelor de mii de români care muncesc în străinătate. Din bagaje nu le lipsesc sarmalele, cârnații și dorul de casă. Ar rămâne în țară, spun ei, însă salariile mizere și serviciile publice nefuncționale îi țin departe de cei dragi. Acum mai bine de 20 de ani, Rodica termina o școală de asistenți medicali. A încercat să se angajeze în România, însă a găsit doar uși închise. Așa că a luat calea străinătății. Acum trăiește și muncește în Frankfurt. Ca în fiecare an de sărbători, revine acasă. La 45 de ani, când am încercat să mă angajez în sistem, mi s-a spus că sunt cumva prea bătrână. Germania m-a primit cu brațele deschise să muncesc dincolo. Le pare rău că aș vrea să plec. Noi suntem singuri în Germania, familiile sunt acasă, suntem cu inima împărțită, jumătate în România, jumătate în Germania, suntem pe drumuri, deci ne-am dorit foarte mult să ne întoarcem acasă. La fel ca ea sunt sute de mii de români. Muncesc de zeci de ani în Italia, Franța sau Anglia. Salariile mai mari sunt principalul motiv pentru care majoritatea au ales calea diasporei. De câți ani lucrezi în străinătate? Pe lucru de vreo 10 ani. În agricultură. Unde anume? Germania, Spania, așa, mai mă duc prin țări străine. Cum sunt salariile acolo? Sunt mai mari. Mai mari ca la noi în România, de-aia plecăm. Locurile de muncă. Mai bine plătite? Mai bine plătite decât în afară. Măcar un 3/4, un jumătate din salariul care ți-l dă în afară. Ce mă determină? Salariul, în primul rând salariul care îl câștig, că e diferență mare între România și Italia. Ca să mai aline din dorul de casă, oamenii se întorc la muncă peste hotare zilele acestea cu bagajele pline de bunătăți specific românești. Cozonac, cârnați, slănină, rachiu, de ale noastre. Pentru a evita aglomerația în vămi, reprezentanții Poliției de Frontieră le recomandă șoferilor să verifice aplicația online, care prezintă în timp real valorile de trafic. În aceste vremuri atipice, nici gerul bobotezei nu mai este ca altădată. Zilele acestea, vremea este anormal de caldă. În toiul iernii, nici măcar noaptea, mercurul din termometre nu mai coboară sub pragul de 0 grade Celsius. Ziua este primăvară în toată regula. În unele zone ale țării, temperaturile se apropie de 20 de grade. Sunt efecte evidente ale încălzirii globale, spun meteorologii. Prima lună anului a adus temperaturi specifice altui anotimp. La Craiova a fost primăvară în toată regula. În Bănie s-au înregistrat 14 grade Celsius. Meteorologii au și explicația fenomenului. În sezonul rece, la suprafața oceanelor și mărilor, temperatura e mai ridicată și acest lucru explică acest interval foarte cald. De altfel, în întreaga țară, valorile termice vor continua să fie mai ridicate decât cele specifice acestei perioade. Ne putem aștepta la alternanțe de perioade mai calde și mai reci în această iarnă. Vremea a fost deosebit de călduroasă și în capitală. La stația ANM din zona Băneasa, temperatura înregistrată după ora 13 a fost de 12 grade, cu 10 grade mai mult decât normalul perioadei. Într-un București în care agentul termic lipsește în mii de apartamente, iarna blândă este mană cerească. Foarte mult ne place. Primăvară, ne bucurăm de primăvară. Suntem obișnuiți din copilărie să fie și un pic de ger și un pic de zăpadă. Nu mi se pare normal.
Variațiile de temperatură nu sunt însă beneficii organismului. Medicii spun că acestea favorizează apariția unor probleme grave de sănătate. Sunt foarte multe pneumonii interstițiale. Din păcate, asistăm la o recrudescență și a altor viroze. Nu doar ne confruntăm nu doar cu COVID, ne confruntăm, din păcate, și încep să apară cazurile de gripă. Începutul de an neobișnuit de cald schimbă și regulile din agricultură. În vreme ce culturile de solar prosperă, pomii fructiferi au de suferit. În schimb, speciile de plante cultivate în câmp s-ar putea unele dintre ele să fie predispuse la ceva daune sau s-ar putea în același timp să unele dintre ele să se decălească în această perioadă. Mă gândesc la speciile noastre termofile, cum ar fi piersicul și caisul. Temperaturile mari nu țin însă la nesfârșit. De săptămâna viitoare iarna și intră în drepturi, iar meteorologii spun că vremea va reveni la normalul acestei perioade. Bunătatea este cuvântul care a devenit sinonim cu perioada Crăciunului. De gesturi nobile și mai multă înțelegere este nevoie însă tot anul. Tocmai de aceea, nu puțini sunt cei care își doresc ca atmosfera de Crăciun să rămână în fiecare zi. Există însă și un preț al binelui și empatiei excesive. Acesta este epuizarea, spun experții în științe comportamentale. Fii bun, fii darnic, fii generos sunt laimotivele celei mai importante sărbători creștine, Crăciunul. Ce se întâmplă însă restul anului? Nu contează numai Crăciunul, știți? Trebuie să fii bun întotdeauna. Să asculți oamenii când vor să vorbească cu tine, când au nevoie să spună ceva. Să fim politicoși cu toți oamenii, mai ales cu cei care sunt mai prost îmbrăcați și mai în vârstă, pentru că lumea ignoră și disprețuiește în general. Dacă avem, să dăruim și altora din ceea ce avem. Un bănuț, puțină mâncare, o hăinuță, ce se poate, jucării pentru copii și alte lucruri. Nu există bunătate de Crăciun, ci bunătate în timpul anului. Ori ești bun, ori nu ești bun. Nu există ori alb, ori neagră. Nu se poate o femeie pe jumătate însărcinată. E clară treaba. Cu toate acestea de Crăciun, mulți își permit să fie mai relaxați, să-și deschidă sufletele și să se simtă bine. Puteți menține această stare sufletească de dinaintea Crăciunului tot anul? Nu se poate, nici asta nu se poate. Pentru că peste om dau fel de fel de evenimente, mai triste și mai vesele. Și atunci starea sufletească e ca timpul, se schimbă în funcție de evenimentele la care este el supus. Cum ar fi dacă am face 25 decembrie din fiecare zi a anului? Oh, ar fi o idee bună, măcar din punctul de vedere al dăruirii, să dăruim în fiecare zi bunătate și vorbe bune, fapte bune celor din jurul nostru. Poate că oamenii ar fi mai buni în cazul ăsta și s-ar apropia mai mult unii de alții și ar avea mai multă înțelegere unii cu alții. Un Crăciun permanent în care să ne reprimăm trăirile și să încercăm să rămânem pozitivi, indiferent de situație, ne-ar epuiza, de fapt, spun experții în științe comportamentale. Am epuiza și am fi mai triști. Deci, în mod sigur, o perioadă ar părea că e în regulă. Evident că însă și ideea de simbol înseamnă, e legată de anumite zile, cu anumită frecvență, deci nu putem să facem lucrul ăsta ca regulă. Se știe foarte bine, mai ales în industriile care cer o relaționare hiperpozitivă cu clientul, că cei care sunt implicați în astfel de industrii suferă de epuizare, burnout, dezechilibre emoționale. Deși binele nu are măsură, prea multă empatie poate avea efecte nedorite. Se spune că este foarte ușor să faci rău, dar că să fii bun e mai greu. De ce e așa de greu să fii bun? E greu pentru că înseamnă să empatizezi cu celălalt, să consumi energie pentru celălalt. Or, asta înseamnă un consum dincolo de consumul tău normal în relația cu tine. Gesturile mici de bunătate, neforțate, pot face însă viața noastră și a celor din jur mai frumoasă. Viscolul face prăpăd pe coasta de est a Statelor Unite. 700 de mii de oameni au rămas în beznă în urma unor uriașe avarii care au afectat sistemul de alimentare cu energie electrică. Până și președintele american a avut de suferit în urma episodului de iarnă grea. Ce a pățit Joe Biden? Vă spun în câteva minute în jurnal. Caz șocant în județul Argeș. Un bărbat a fost găsit mort într-o pădure de lângă mănăstirea Slănic. Fusese dat dispărut acum aproape 2 luni. Imediat după macabra descoperire, la fața locului a ajuns un echipaj de poliție. Pentru că zona este greu accesibilă, autoritățile au solicitat sprijinul salvamontiștilor. Coborârea a durat mai bine de 3 ore. Victima avea 46 de ani. Trupul său a fost dus la medicină legală pentru necropsie. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal de omor din culpă.
Zi neagră pe șosele, un mort, 6 răniți și 5 mașini distruse. S-a întâmplat la Brăila în 2 accidente la interval de doar câteva ore. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Este imaginea completă a carambolului care a avut loc la ieșirea din Brăila. Totul s-a întâmplat după ce una dintre cele 3 mașini implicate în accident a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens. Impactul a fost devastator. Cinci persoane au fost grav rănite în urma accidentului. Echipajele medicale care au ajuns la fața locului au transportat una dintre victime la spitalul județean în timp ce îi făceau manevre de resuscitare. Din nefericire, bărbatul s-a stins din viață la câteva minute după ce a ajuns la urgențe. Tot în Brăila, mașina unei școli de șofer a fost implicată într-un grav accident. În timp ce susținea examenul auto, șoferul a intrat într-o mașină care circula regulamentar. Pe imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se vede cum elevul, care ar fi trebuit să obțină permisul de conducere, virează la stânga fără să acorde prioritate și lovește în plin mașina care circula din sens opus. Atât polițistul examinator, cât și martorul aflat pe bancheta din spate au fost răniți. Agentul nu a mai putut să se miște și martorii nu au vrut să-l miște până la sosirea medicilor. Toți răniții au fost duși la spital, sunt în afara pericolului, însă vor rămâne sub supravegherea cadrelor medicale. Aspirantul la permisul de conducere se cercetat acum pentru vătămare corporală din culpă. Un copil în vârstă de 12 ani din Alexandria a dispărut în această după-amiază și este căutat acum de polițiști. Colega mea, Amalia Chiriț, are însă mai multe informații. Bună seara, Amalia! Ce se știe până acum despre copil? Bună seara, Marius. Este vorba despre un băiat în vârstă de 12 ani. Răzvan Ștefan Linte s-a rătăcit în această după-amiază în jurul orei 14:30 în zona de rond din orașul Alexandria. Părinții sunt disperați și spun că nici până la această oră nu au reușit să dea de el. Băiatul este brunet, are 1,5 metri înălțime și 35 de kilograme. În momentul dispariției, Răzvan purta o geacă de culoare maro și pantalon negru din training. Acesta era încălțat într-o pereche de ghete negre, iar pe cap purta un fes de culoare galben. Cei care au informații despre Răzvan sau îl văd sunt rugați să sune imediat la 112 sau să meargă la cel mai apropiat post de poliție din zonă. Marius? Amalia, îți mulțumim foarte mult. Turiștii care și-au prelungit vacanța de sărbători au luat cu asalt Castelul Brand, dar și pârtile din zona Cheile Grădiștei. Bucuroși de oaspeți au fost cu toții. Și pandemia a schimbat cumva dinamica turiștilor în ultima perioadă, spun în special cei care administrează Castelul Brand. Dacă în trecut 80% dintre vizitatori erau străini, în ultimii 2 ani românii au salvat cumva turismul cu o prezență de peste 70%. Castelul Bran este în aceste zile o alegere inspirată, spun turiștii pe care i-am găsit astăzi relaxați și cu mâinile pe telefoane. Ah, it's very beautiful place. I'm first time here and it's very beautiful nature here. Well, and since I feel so good, the experience in there is so good. I love this place. Supraviețuim din punct de vedere business cu vizitatorii români. Există o creștere vizibilă pe acest segment, în paralel cu scăderea violentă a vizitatorilor străini. Foarte interesant. Suntem turiști din Moldova. Prima dată. Foarte interesant castel. Foarte interesant oameni. Noi suntem bucuroși. Nimeni nu trece pe lângă acest tron din curtea castelului Bran fără să se așeze pentru câteva fotografii. Cu toții se pot simți, de la mic la mare, prinț sau prințese pentru o clipă. Cheile Grădiștei au fost animate și ele de românii care au evitat aglomerația drumului de întoarcere și și-au prelungit vacanța de sărbători. Se schiază bine și zăpada este încă așternută. Noi încă nu Sania, cu cea mică și puțin schi. Aproximativ 500 de persoane cu siguranță ne trec pragul zilnic în locația noastră și ne bucurăm că vin să petreacă câteva clipe pe pârtile noastre, dar de asemenea să meargă și la restaurant și să guste din produsele noastre tradiționale. Iar o baie în piscină este de neratat după zi pe pârtie. E minunat! Avem de toate, și schi, și not, și saună, și absolut tot într-un singur loc.
Urmează o nouă provocare la munte pentru că se apropie Crăciunul pe rid vechi, iar moldovenii vin mereu la noi atrași de prețurile bune. Norocul lor e că vremea se va răci în următoarea perioadă. După Crăciun, tone de brazi ajung la stația de sortare și tocare din Galați. Acolo aceștia se transformă în îngrășământ natural sau compost care este cumpărat de agricultorii din zonă. Același lucru se întâmplă și la Arad. Deși acțiunea este la început, autoritățile estimează că 30 de tone de brazi de Crăciun vor deveni îngrășământ natural. La Galați, brazii de Crăciun sunt pregătiți să aibă o nouă formă. Aceștia sunt strânși și duși la stația de stocare și compostare, acolo unde sunt transformați în îngrășământ natural. Colectează brazii de la punctele gospodărești. Aceștia sunt aduși la stația de sortare și compostare. Sunt tocați până în momentul de față, avem aproximativ 5 tone. Din estimările noastre, până după Sfântul Ion, ar trebui să avem în jur de 30 de tone. Durează însă luni bune până când brazii inițial tocați sunt transformați în compost, care va fi folosit la spațiile verzi din oraș, dar și cumpărat de agricultori. Flux tehnologic, în stația noastră brazii se toacă, se așează în brazde, se udă săptămânal, se întorc și după aproximativ 3 luni de zile sunt cernuți și rezultă compostul. Avem deja de vreo 3 ani de zile în care populația, deci persoanele fizice, vin și cumpără în cantități din ce în ce mai mari. Prețul unei tone de compost din brazi ajunge la 179 de lei și oricine poate să vină să-i cumpere. Ca să scape de brazii aruncați aiurea pe domeniul public, primăria din Arad a cerut oamenilor să arunce brazii în locuri special amenajate. Uitați-vă unde au ajuns brazii. Știu, știu. Am văzut. Ba da. E mare păcat, dar obiceiurile greu le schimbă omul. La gunoi. Cum ajung în fiecare an. Asta este distrugerea naturii. Eu arunc aiurea, nu? Cum? M-a înțepat aiurea. De 200 și de lei popom și arunc la gunoi. În anii trecuți, brazii de Crăciun ajungeau fie la ghiena de gunoi, fie erau abandonați pe domeniul public. Astfel, primăria a stabilit puncte și anumite zone de colectare a brazilor. Am propus ca zona de blocuri să-i ducă și să-i lase în perimetru tomberoanelor, iar marțea și joia. Și de acolo îi ridicăm noi. Sute de brazi adunați din oraș și ajung la stația de sortare. Acolo aceștia sunt tocați și transformați în îngrășământ natural. Avem 5 tuneluri, 28 de zile stau în acele tuneluri în condiții de temperatură și umiditate controlată. Încă 56 de zile pe platformă la maturare. După care o să vedem afară produsul final, care poate fi de diverse calități, funcție de ce primim și noi de la populație. Așa că primăvara, brazii atât de frumos împodobiți de Crăciun vor fi refolosiți fie în agricultură, fie în amenajări de grădini. Viscolul a pus stăpânire pe coasta de est a Statelor Unite, iar cantitatea impresionantă de zăpadă căzută în timp record dă bătăi de cap americanilor. Castelea, peste 700.000 de oameni au rămas fără energie electrică, iar 10 de artere rutiere importante au fost blocate de nămeți uriași. Capitala Washington DC a fost acoperită complet de zăpadă. Clădirea Casei Albe abia dacă se mai zărea din cauza viscolului puternic. În unele zone, stratul de omăt a atins o jumătate de metru. Oamenii încearcă să vadă partea bună a lucrurilor. Well, it's not great for business, but I think it's great for the kids. I'm pretty pumped for them. We're open if you guys are available. Din cauza nisorii abundente, Joe Biden a rămas blocat mai bine de o oră în aeronava prezidențială Air Force One. Revenea acasă după o scurtă vacanță, când scara de acces a celebrului avion a rămas blocată în nămeți. A nins și în Florida. Fenomenul a stârnit însă îngrijorare. În numai 12 ore, temperaturile de aici au coborât de la 24 de grade Celsius până sub limita înghețului. It's snowing. See? Snow. Episodul de iarnă grea a adus și numeroase probleme. Sute de mii de oameni din Virginia și Maryland au rămas fără curent electric. De asemenea, au fost raportate numeroase cazuri în care șoferii au rămas captivi în propriile mașini, totul din cauza viscolului puternic. A fost masacru în nord-estul Columbiei. Cel puțin 23 de oameni au murit în urma unor confruntări armate dintre două grupări paramilitare. Guvernul de la Bogota acuză regimul președintelui Maduro că protejează și sprijină grupări teroriste de pe teritoriul său.
Zeci de focuri de armă au fost trase într-o zonă rurală din departamentul colombian Arauca, situat în apropierea graniței cu Venezuela. Aici a izbucnit un adevărat război între membrii Armatei de Eliberare Națională, un grup comunist de luptător de gherilă, și o grupare paramilitară formată din foști soldați ai armatei colombiene. Guvernul de la Bogota a trimis deja armata în zonă. En esa zona limítrofe operan grupos armados ilegales que también han estado en territorio venezolano con tolerancia, apoyo y protección del régimen dictatorial. Y claramente esa situación ha detonado ahora y en el pasado situaciones de violencia. Organizațiile pentru drepturile omului sunt de părere că numărul morților ar fi în realitate mult mai mare. Oamenii din zonă se tem pentru viețile lor. Hoy le decimos no más a la guerra, no más a la violencia, no más a todo lo que vivimos el día de ayer. Estamos asustados, tenemos miedo. El pueblo no está dispuesto a seguir derramando sangre. Esta es gente honesta, gente campesina, que no tiene nada que ver en la guerra. Grupările formate din soldați care au dezertat și traficanți de droguri sunt o prezență constantă în zonele de frontieră din nord-estul Columbiei, unul din centrele importante de producere a cocainei la nivel mondial. Tragedie în Israel. Un elicopter militar s-a prăbușit în mare în apropiere de Haifa. Cei doi piloți ai aeronavei și-au pierdut viața. Ce decizie radicală au luat autoritățile de la Tel Aviv în urma accidentului? Vă spun însă după o scurtă pauză de publicitate. Revenim în 3 minute. Tragedia aviatică în Israel. Doi piloți au murit după ce elicopterul militar în care se aflau s-a prăbușit în mare în apropiere de Haifa. Un al treilea membru al echipajului a scăpat cu viață, dar se află în stare gravă la spital. Accidentul s-a produs în timpul unui zbor de antrenament. În elicopterul Panther se aflau 3 persoane. Prăbușirea aeronavei a fost raportată prompt și imediat au fost declanșate operațiuni de căutare. La scurt timp, cei doi piloți militari au fost găsiți fără suflare. Un al treilea membru al echipajului, un ofițer de observație, a fost găsit în viață. A fost transportat de urgență la spital, însă medicii sunt rezervați cu privire la șansele sale de supraviețuire. Zona în care a avut loc accidentul a fost împânzită de navele marinei israeliene. Armata israeliană a anunțat că a fost deschisă o anchetă care să investigheze circumstanțele în care a avut loc tragedia. Până atunci, toate elicopterele Panther din dotare vor rămâne la sol. Not much is known at this point besides the fact that this was probably a technical malfunction rather than some sort of human mistake of the pilots and something that happened pretty quickly because there was no distress call to base from the helicopter that crashed. They didn't have time to do that. And what type of technical malfunction this was is still being investigated. Elicopterele de producție franceză Panther se află în dotarea marinei israeliene încă din anii 90. Aparatele de zbor de acest fel au o autonomie de 826 de kilometri, pot atinge o viteză maximă de 306 km pe oră și au un cost de aproximativ 10 milioane de euro. De la sport trecem la meteo, bineînțeles. Colega mea, Georgia Ninu, este alături de mine în studio și ne dă mai multe amănunte. Bună seara, Georgia! Bună seara, Marius! Bună seara tuturor! Să știți că și mâine vom avea parte de o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, cu maxime ce ajung până la 17 grade. Păi asta îi bobotează? Te bobotează, eram în fofoliți, eram cu fulari, eram cu căciulă pe cap, mânuși nu mai spun, haină groasă. Acum lumea aproape că umblă în pulover. Se răcește, să știi. Însă de joi și această răcire începe prima dată din jumătatea de nord a țării, în sud și sud-est rămâne cald. Apoi de vineri vorbim de o răcire în toată țara, cu maxime cuprinse între 0 și 7 grade, așa că... De Crăciun n-ai vrut să-mi spui dacă o să ningă, de Revelion nu mi-ai spus dacă o să ningă, nu mi-ai spus înainte. Măcar avem zăpadă iarna asta? Eu sper că da și probabil acest lucru se va întâmpla din luna februarie, dar să nu o dăm în extrema cealaltă, să avem temperaturi mult, mult prea scăzute pentru luna februarie, cum au fost acum în ianuarie, mult prea ridicate. Până în februarie, spune-ne cum o să fie mâine, poi mâine. Vă spun, dar mai întâi vreau să vă vorbesc despre un cod galben emis de meteorologi care începe în această seară, va intra în vigoare. Așadar, din această seară, de la ora 20 și până mâine la ora 18, va fi cod galben de intensificare ale vântului în munții Apuseni,
Carpații Oriental și zona joasă a județelor Alba, Suceava și Neamț. În aceste zone, vântul va avea viteze de 70-80 de km pe oră, temporar chiar de peste 90 de km pe oră. Iar în Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei și al Dobrogei, local o să bată la rafală cu 50-55 de km pe oră. Mergem acum mai departe cu vremea în toată țara. Mâine rămâne deosebit de cald pentru această dată, cu temperaturi maxime, iată, cuprinse între 8 și 17 grade. Va ploua pe arii restrânse în vest și nord-vest, iar în celelalte regiuni dimineața pe alocuri o să fie ceață. Rămâne valabil codul galben despre care v-am vorbit mai devreme, astfel că vântul o să bată cu putere la munte, în Apuseni și Oriental, dar și în județele Alba, Suceava și Neamț, local și în Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei și al Dobrogei. Mergem acum în capitală, în București. Ziua de mâine se anunță a fi frumoasă, mult prea caldă totuși pentru luna ianuarie. Cerul va fi senin, iar temperatura maximă va atinge, iată, în jur de 15 grade. Joi, valorile termice rămân ridicate și maxima va urca tot spre 15 grade. Vineri însă se răcește destul de mult față de ziua anterioară. Temperatura va coborâ până spre 4 grade. Este o răcire bruscă, chiar dacă se apropie de normalul perioadei. Cerul va fi norat și temporar, ar putea să plouă slab, iar în a doua parte a nopții trecător va fi lapoviță și nisoare. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Nu uitați că vă aștept și după Focus Sport. Marius. George, îți mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, Focus se încheie. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. Urmează Flash Monden, iar apoi filmul de animație Marea Bulgăreală. Imediat după știrile nopții prezentate de Ioana Maria Moldovan, așteaptă cele mai bune momente din Starea Nației cu Dragoș Pătraru. Să aveți o seară și o noapte, așa cum vă doriți. Ne revedem mâine la ora 18, aici la Focus. Acest program poate fi urmărit și pe primaplay.ro.